Suntem tot la ambasadă, avem pe cineva aici care a votat la consulat și a venit încoace pentru întâlnirea noastră. Bună ziua! Când ați votat? Am votat la 9:30 la consulat. Era multă lume? Începea lumea să vină, destul de multă. Că abia se deschise sesia de votare, nu era multă lume, dar da. Început să vină cu mașini, cu dube, cu autobuzul. Era puțin jos. Mai multă vânzoleală decât aici. Era, aici văd că încă e relaxat, da. Puțină lume, dar în partea cealaltă se ajunge bine că cu autobuze, vă două, trei linii, ajungi cu microbuzul, găsești parcare mai repede aici, e cu plată. Da. Partea cealaltă, parchezi pe trotuare, unde vrei. Poți să... Eu, 10 secunde, am făcut votarea. Am fost în cu 10 copil, secunde ați votat? Cu copilul, copilul... În 26 mai? În 26 mai n-am ies pentru că copilul e mic și da. Mi-era frică, poate a să fie ceva acolo, că... Stai, să vedem, să vadă și căruciorul, da. Suntem cu copilul aici da. Și mi-a fost frică să nu iese scandal. După aia am văzut da. În Olanda că a ieșit, că ea era i-a alergat, i-a bătut. Da. Și asta, cu copilul nu poți să mergi. Dar acum, cum se votează, imediat... 10 secunde, totul perfect. Cu ce gânduri ați votat? Ce sperați să avem după acest prim tur de scrutin? Care e obiectivul? Fără ciuma roșie în turul 2. Fără ciuma roșie în turul 2. Doamne ajută, o să reușim? O să reușim. Pentru mine, eu mă gândesc că turul acesta, Iohannis, peste 51% obține el. După și Barna mai mult decât Dăncilă. Sigur, sperăm, sigur, da. Sperăm. Dar asta dacă se mobilizează masiv electoratul anti-PSD și dacă din câte am văzut oamenii eu, din diaspora ies masiv la vot. Din câte am văzut eu dimineața asta și am vorbit cu câteva persoane în partea cealaltă unde am votat, lumea e decisă de o schimbare în România, fără ciuma roșie. Deci oamenii sunt decisi să se mobilizeze, o să vedem, au votat 100.000 de oameni până, am văzut până ieri. Aseară. Astăzi înțeleg că dimineață până la 1 încă se muncește în Italia, deci e mai complicat pentru... Da, da, eu am văzut familii și cu copii mici, mami cu copii cu căruțul veneau, da. Bunici am văzut împreună cu ei, multă lume. Acum avem dreptul toți la vot. Ai buletin da. La tine, ai pașaport, mergi acolo, nu trebuie niciun alt document. Imediat, mult. Acolo trebuie să fi fost 8 cabine, nu le-am numărat, eu eram da. În a doua. Da. Dar și merge repede, sunt mulți oameni, am văzut cu tablete, imediat îți spune cartea de identitate acolo. Pune cartea de identitate în tabletă, semnezi. Ștampila, ai semnat ștampila. Ați urmărit situația din România, în special ultimii 3 ani de zile în care s-au întâmplat atât de multe lucruri grave, tot ce au făcut de la ordonanța 13, 10 august, sutele de dosare de corupție anulate, faptul că au pus o analfabetă prim-ministru care mai vrea să fie și președinte. Vreau să vă întreb ce ați simțit dumneavoastră ca român despre națiunea noastră dacă după toate măgările astea PSD-ul ar mai rămâne să intre în turul 2 și să fie o forță, să nu fie ras de pe fața pământului în România. Ce ați simțit despre noi ca români? Eu m-aș simți neputincios pentru țara mea, pentru viitorul la copilul meu, eu să mă întorc în România. Și el să fie tot PSD-ul ăsta, în poliție e băgat, în jandarmerie peste tot. Eu am făcut un an de zile armata ca jandarm. Da. Și acum mi-e rușine când văd jandarmul, că eu știu ce am făcut când am fost militar și ce fac ei acum. Ce eu, fac acum nu are nicio legătură cu ce s-a făcut atunci. Eu nu am fost sclavul statului. Am fost și eu la demonstrații în București, în pădure, după hoți. Da. Dar n-am mers să bat om așa, trebuie, nu trebuie, om cinstit care e la protest. Eu dacă mergeam în 10 august, copilul ăsta mic, avea un an de zile și mă da. Gazau, cine știe ce se întâmplă cu el? Omul ăla a murit acolo de la gaze, da. Care avea 60 de ani, cât avea, nu mai țin minte. Da. Nu poți merge cu un copil. Am mai întâlnit și la Paris români care au făcut armata în jandarmerie, care au lucrat în jandarmerie, unii chiar mai recent, și au spus că ce au putut să vadă în acești 3 ani de zile este ceva absolut, absolut rușinos. Acum să vedem dacă șefii lor care au dat ordinele abuzive, că ei așa se justifică, cei din stradă așa zic, și mie mulți îmi spun, Mălin, n-am ce să fac, eu te apreciez, că nu știu, dar uite, șefii mi-au dat ordin, ce pot să fac, sunt la ordin. Deși nu e chiar așa, că legea spune ce ordine a execut și ordine nu execut, dar să vedem dacă șefii lor vor fi trași la răspundere. Mai ales că e un ministru de interne nou acum, ar că am trebuit să-i tragă la răspundere, nu? Trebuie. Acum noul guvern trebuie să facă ceva cu jandarmii ăștia, cu poliția.
trebuie, care e responsabil de 10 august, de ce se face acum în campania la Dăncilă. A fost, unde a fost plecată, toți jandarmii, colonelii. La Timișoara l-ați văzut? De la mai Timișoara, colonelul la cravată. La Timișoara, am văzut când stătea de vorbă cu tine, nu știa ce să spună, ce caută el acolo. Da, el trebuia să spună, domne, conform legii numărul cu tare, articolul cu tare, este datoria mea să, pac. Dar el era săracul. Au cumpărat toate dubile alea când au fost la Parlament. Da. Nu. Pune o dubă să meargă după Dăncilă și gata, numești tu ca colonel acolo. Nu? Eu am văzut generalii de jandarmerie, am văzut, în 2000 mi-a părut rău că n-a rămas în jandarmerie, dar acum sunt cel mai mulțumit că n-a rămas acolo. Foarte bine așa, sunt în Italia, dar poate să schimbă ceva în România și mă întorc. Sunt primul care mă întorc, dar... Ce-ar trebui să se schimbe ca să vă întoarceți în țară? Să nu mai fie corupție. Corupția, spitalele, totul. Când văd câte e ceva în România, mă sperie. Acum, cu poliția, cu Caracal, cu toate astea, nu știu, România nu știu unde a ajuns. Sperăm că e un nou început de la alegerile astea prezidențiale. Da. De aici pleacă totul, de la modul cum votăm și noi chiar putem să votăm. Deci chiar acum avem puterea. Noi, asta este tot ce s-a întâmplat în ultimii 3 ani de zile din partea noastră, oamenilor cinstiți, care ne-au mobilizat pe rețele sociale, am fost la proteste, ne-au îmbrâncit jandarmii, ne-au... Toate lucrurile astea au fost ca un antrenament pentru acest moment. Ăsta este momentul în care se ia decizia. Restul au fost acțiuni care au avut rolul să ajute oamenii să înțeleagă ce decizie trebuie să ia. Dar acum se ia decizia. Dacă acum nu ne mobilizăm, înseamnă că am irosit timpul și irosim și viitorul copiilor noștri, nu? Așa este. Ce... Nu știu ce să mai zic față de PSD-ul tuturor. Totul ăsta din îl România. Desfințăm. Trebuie să-l desfințăm. Da. Nu se mai poate așa. Mafie, trebuia din 90 să terminăm cu comunismul. Oricum. Lumea a fost în Piața Victoriei peste 1000 de zile la proteste, la hashtag de zis, Mălin, Marian Ceaușescu și toți și alții, cei care au fost acolo. Nu mai am cuvinte. Acum sperăm un tur. Acum un tur, e momentul să ieșim la vot toți. Fără ciuma roșie. Turul 2 fără ciuma roșie. Salutare, oameni buni.